Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un review cu un singur telefon, care de fapt sunt patru. Pentru că, țineți-vă bine, îi facem o mică prezentare lui Huawei P9 Lite. Dintr-un motiv simplu, pentru că din nou și pe acesta foarte mulți oameni îl cer. Dacă ai văzut deja review-ul cu P10 Lite, ăsta este cu 200 de lei mai ieftin. La fel cum P8 Lite este mai ieftin cu 200 de lei față de ăsta. Ați prins ideea? Cei de la Huawei nu ratează nicio treaptă de preț, nimic. Dacă este să te uiți însă de sus, o să-ți fie greu să-ți dai seama care e diferența între cele două. Care este P10 Lite? Credeți-mă, și mie mi-este greu. Care dintre ele este? Nu vă dați seama din față? Nicio problemă. Poate vă dați seama acum. Diferența de logo și de senzor de amprentă. Pentru că pe P9 Lite senzorul nu mai e pătrat, este rotund. Și în rest e aproape identic. Bine, și logo-ul. În rest, aproape identic la aproape toate capitolele. Și o să vezi de ce spun lucrul ăsta. Îl las deoparte deocamdată pe P10 Lite și vom continua cu P9 și sper sincer să descoper măcar o diferență importantă care să mă convingă să dau cei 200 de lei în plus pe un P10 Lite. Altfel, ăsta devine un super best buy la banii ceruți. Și hai să ne jucăm cu el. Pentru că nu avem o cutie, estimez eu că ar trebui să găsim la interior încărcător, cablu, micro USB și căști. Da, micro USB, nu avem USB-C. Și aici avem un conector așadar micro USB cu perforație pentru difuzorul mono. Pe partea dreaptă butonul de standby și butonul de volum, ambele din metal. Și pe partea stângă sertar. Hai să ne uităm un pic în sertarașul ăsta. Slot 1, slot 2. Îmi dau seama că aici ar fi încăput și un al doilea nano SIM sau un micro SD. Ia să vedem dacă are management pentru două SIM-uri. Dual SIM. Și ăsta mai e și dual SIM față de P10 Lite. Hopa, începe să devină mai interesant primul lucru diferit. Hai să ne legăm un pic de acest model și să vedem cum îl găsești prin piață. Dacă te uiți cu atenție, noi ne-am uitat în specificații și știm că se numește PRA LX1. În funcție de piață, îl vei mai găsi sub numele de Honor 8 Lite, îl mai găsești cu Nova Lite și Huawei GR3. Oricum, mai există și o versiune numită Huawei P8 Lite, versiunea 2017, că avem și un Huawei P8 Lite, versiunea 2016. N-am mai înțeles nimic, dar PRA LX1, asta te interesează. Dar hai să vedem un pic ce fel de telefon avem. Sticlă cu sticlă, cu aluminiu pe lateral, da? Un telefon bun, frumos, de 147 de grame, identic cu P9 Lite 2016. Oricum e greu să mai faci altfel, diferența să fie minime, când încerci să faci un telefon de 5,2 inci în diagonală. Un Full HD cu tehnologia IPS, acoperit cu Corning Gorilla Glass, estimez eu cred că un 4, pentru că este ușor curbată pe margini. O implementare bună, un ecran de bună calitate, cu un contrast și niște culori excelente, foarte responsiv, nimic de reproșat la acest capitol. Arată bine, contrastul este acolo și, dacă mă uit cu atenție, se vede la fel. Să mai dau pe asta un pic mai luminos. Am zis la fel. Este altă temă, dar ecranul este identic. 5,2 inch Full HD, nu ai cum să greșești. Este o combinație bună, un telefon compact care se potrivește bine într-o mână. O mână mică și o mână mare. 5,2 inch a ajuns un standard. Grosime, 7,6 mm. La capitolul platformă. Aici, acest PRA LX1 ne vine cu tot cu un procesor de la Huawei. Cei de la Huawei au procesoarele lor și nu sunt rele. Și avem un High Silicon 6250 cu 3 GB de RAM. Ce fel de procesor este asta? Păi hai să vedem. Este un Kirin 655 pe 16 nanometri. Diferența față de P10 Lite, vă spuneam, este minimă de 100 de MHz la viteză și este tot un octa-core tot pe 16 nanometri. Generația aceea este 650, este 655. Deci diferențe, vă spuneam, minime. La capitolul stocare, aici iarăși avem niște lucruri care pe mine mă încurcă. Ăsta totuși vine doar cu 16 GB de stocare, celălalt avea 32 în standard, pe 3 GB de RAM. Deci o mică diferență. Dar dacă trăiești în India, s-ar putea să găsești și o variantă pe piață, India, 4 GB de RAM și cu 64 de GB de stocare pe anumite versiuni. Aici la noi am găsit doar pe 3 GB de RAM și cu 16 GB de stocare. 16 GB de stocare însă mi se pare un pic zgârcit. Și interfața este identică.
Ia zi-ne, ce fel de Wi-Fi știe? La Wi-Fi avem totuși unele diferențe. Avem Wi-Fi până la 2,4 GHz, așa nu se conectează pe routerele de generație ceva mai nouă. Asta este un minus, dar este 4G și este și dual SIM și are și GPS și are și NFC. E aceeași interfață pe care am văzut-o și la P10 Lite, încurajez să vezi și acel review, unde am intrat mai în detaliu pe toate setările telefonului. Așadar, rulează acest MUI aici, nu spune ce generație este, 5.0, dincolo este 5.1, dar este pe Android 7.0 din nou, bine optimizat și care funcționează impecabil, nimic de reproșat. Intervenții minime, asta este zona de widget-uri, în rest toate aplicațiile sunt în ecranul principal, doar treci printre pagini și cam atât. Nu am găsit prea multe intervenții, în afară de una importantă. Pe telefonul ăsta, față de P10 Lite, am găsit Google Assistant. La 1100 de lei cât se cere în piață pentru el, este unul dintre puținele telefoane, cred că singurul pe zona asta de preț, care se ofere Google Assistant. Cei de la Google, la momentul review-ului meu, suntem la începutul lui iunie 2017, au anunțat acum câteva zile că vor deschide Google Assistant pentru mai multe telefoane cu Android 7. Și cei de la Huawei sunt printre primii. Get started. Ok, Google. Ok, Google. Ok, Google. Da, vorbește cu mine, asta te aud. Here are the top search results. Tell me about George Buchnich. Buchnich. Here's what I found on the web. Georgia. Ci că o să știe și română în curând. Poate o să apucăm și ziua aia. Se aude destul de tare și asta mi-aduce aminte că ar trebui să verific totuși un pic și cum se vede video pe el, pentru că ar trebui să vadă bine. Pe Full HD, un ecran de calitate, asta ar trebui să vadă bine. Se schidem ceva de pe blog. Ok, 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 got it. Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Stăm astăzi Ford Ranger Facelift, o mașină care a suferit importante modificări la șasiul interior și exterior. Puțin bas. Se aude puțin spart. Dar imaginea este excelentă, se vede foarte bine. Nu e rău. Pe sunet, mai degrabă pe căști. Sunetul este un pic slăbuț, un pic. Se putea un pic mai bine optimizat. Este ca să se audă tare, se aude foarte, foarte puternic în altele. La capitolul camere. Din nou, nu mă aștept la surprize, pentru că știm că are aceeași combinație de camere, 12 pe camera principală cu 8 pe camera frontală. Vreau doar să mă conving rapid. Arată similar. Yep. Ba chiar este un pic mai clară. Acum aproape că pot să citesc de pe cutie. Așadar, cred că e aceeași cameră, fără probleme. Camera color de 12 megapixeli a celor de la Huawei, pe care am mai văzut-o. Și hai să vedem ca soft cum stă. Același tipuri de aplicații suplimentare, de moduri pe care le pot adăuga, foto, video, pro video, HDR și așa mai departe. Hai să ne uităm un pic și la setări, rezoluția pe foto, până la 12 megapixeli, exact cum ziceam, dar pe video, hai să vedem cum stăm. Pe P10 Lite era doar Full HD și aici este la fel și asta este pe camera principală, hai să vedem pe camera frontală, 8 megapixeli cu aceleași moduri de îmbunătățire a feței pe care nu le sufăr. Ia să vedem. Camera de 8 megapixeli frontală este clară, precisă, fără deformări pe lateral și se vede bine. Expune bine, are inclusiv HDR, ambele au HDR, nu mai este camere slabe, vă spuneam, zilele acestea în condiții de lumină decentă. Pe lumină scăzută, acolo apar diferențele importante. Uite, asta expune bine și împotriva luminii puternice, fără probleme. Poate și filma. Cam așa arată setările și meniul se mișcă bine. Ia să încerc să trec în video. Video, video, video. Ia să vedem ce fel de rezoluție avem. A, uite o limitare. Pe camera frontală, aici au limitat și sunt convins că este o limitare software doar la 720 pe filmare. Trebuia niște mici diferențe, nu-i așa? Dar pot să-mi fac beautify în ăla chestie de machiaj pe față și pe video. La capitolul comenzi, așadar rezoluție și tot felul de comenzi audio, poți să dai comenzi cu vocea, prin atingere, să folosești butoanele pe lateral pentru declanșare, am mai vorbit despre asta, ba chiar să faci anumite setări suplimentare în cameră, cameră care nu este rea deloc pentru poze. Ambele camere fac poze excelente peste ceea ce vedem în mod obișnuit în piață, pe segmentul ăsta de preț, trebuie să o spunem.
Și v-am spus, baterie 3000 mAh, mă aștept să aibă tehnologie Quick Charge, pentru că există un anumit sistem de încărcare rapidă, zice Super Charge, ceva de genul ăsta la Huawei, și încarcă un pic mai repede, ceea ce înseamnă că bateria asta de 3000 se va încărca într-o oră și ceva, iar la 1100 de lei cred eu că este o variantă foarte bună. Prin comparație cu P10 Lite sunt puține lucruri care le diferențiază, limitările acelea, cum ar fi limitarea la filmarea pe camera frontală de la 720 la 1080, se filmează așadar un pic mai bine pe camera frontală pe P10 Lite, dar P9 Lite este dual SIM, cel puțin în configurația asta. P9 Lite are însă doar 16 GB de stocare în versiunea asta, asta are 32, dar ambele au 3 GB de RAM. Ambele suportă însă carduri microSD, așadar poți să-ți pui un card mai mare și ai rezolvat problema oricum. Și în funcție de piață, pe ăsta îl poți găsi și la 4 GB de RAM. Mi-a scăpat ceva, sunetul un pic spart. Asta mă încurcă un pic, dar ca design sunt aproape identice. Doar conesorii o să-și dea seama de diferențe și crede-mă, dacă o să mă întreb peste o lună, care dintre ele avea senzor de amprentă decupată pe rotund sau pătrat, nu o să-mi aduc aminte. Ceea ce cred că Huawei și-a și propus, astfel încât să-i facă fericiți pe toți. Dacă vrei să ai un telefon care arată nou, modern, de calitate și nu ai mai mult de 1100 de lei, s-ar putea să merite banii. Acesta este Huawei P9 Lite, despre care așteptăm impresiile tale mai jos la comentarii. Nu uita să-mi dai un like, un share și un subscribe. Și până data viitoare, numai bine!